Forțele armate ucrainene au desfășurat operațiuni contraofensive în cel puțin patru zone de pe linia frontului și au avansat mai departe. Au recucerit încă 9 kilometri pătrați în estul Ucrainei, iar imaginile de ge geolocalizare arată că forțele ucrainene avansează la sud-vest de Bahmut. Ucraina primește 890 de milioane de dolari de la Fondul Monetar Internațional în cadrul acordului privind facilitarea extinsă a fondurilor, informează astăzi Ministerul de Finanțe. Ministrul German al Apărării declară că zeci de tancuri Leopard, care au fost alocate Ucrainei de Germania și Danemarca, vor ajunge în Ucraina în săptămânile următoare.